Campania electorală din interiorul Partidului Național Liberal s-a desfășurat la cel mai înalt nivel în Moldova. Separat, dar pe aceeași scenă, Florin Câțu și Ludovic Orban s-au luptat în discursuri susținători și candidați la filialele județene ale liberalilor. De ce este astăzi Partidul Național Liberal cea mai mare partidă în România? Pentru că nu a avut curajul să facem ceea ce am promis. Am promis să facem reforma administrației publice. Nu am făcut-o pentru că există un post electoral. Am promis să facem reforma pensiilor. Nu am făcut-o pentru că există un post electoral. Așa îi se spune. Real Madrid a câștigat 3 cupe Champions League. Real Madrid a decis să renunțe la Ronaldo, probabil că e care lucru. Sau n-a reușit? Nu. De când Real Madrid a renunțat la Ronaldo, n-a mai câștigat nici în Champions League și a rămas probleme în campionatul intern. Azi, la șefia filialei Neamț s-a impus susținătorul lui Florin Câțu, dar la Botoșan, de exemplu, a câștigat un partizan al lui Ludovic Orban. Președintele PNL care va fi ales astăzi nu va primi un scep cu atutere. Va primi un cancioc și o mistrie. Alea sunt simboluri, cancioc și mistria lui Nicolae Ceaușescu, iar baza dumneavoastră vine din PSD și eu din PNL. De la Piatra Neamț, Orban și Câțu au plecat la Iași, dar nu împreună. Mi-ați venit, domn președinte, ciudat că am plecat în același timp, ați ajuns mai târziu, dar asta este. Peste tot în țară, cei doi lideri liberali încearcă să se asigure că pot controla cât mai multe organizații pentru a-și spori șansele la congresul din toamnă.